îți păstrezi bunătatea mea. Dacă apucă să te iubească, pe urmă zice, își ține bunătatea până la câte generații de copii ai tăi. Trebuie să aibă el un motiv. Și pentru că l-am iubit pe Moise sau l-am iubit pe David, și acum ia să numărăm. Nu? Punem așa câte patru generații pe 100 de ani, pe aici n-a trecut 1000 de ani, dacă 1000 de generații, dacă ar fi așa să o luăm. Nu? Da. Pentru că l-am iubit pe străbunicul străbunicului 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 Lucu Tărescu, acum trebuie să-l iubesc și pe el, că e din neamul ăla de omes, copilul Avram. Uite, așa vreau eu să fac. Nu că merita. Așa e Dumnezeu, așa e bunătatea lui Dumnezeu. Ți-a făcut un bine, un gest, un cineva. Acum trebuie 10 de ani de acolo înainte să-l iubești și pe el și pe copilul lui și pe cățelul și pe pisica și de tare. Frații mei, cum e Dumnezeu? Și când e să pedepsească, zice, dar nu s-o potește nevinovat pe cel vinovat. Se caracterizează lui Dumnezeu. Nu ne șa de bine. Nu în felul ăsta vrem noi să ajungem ca el. Pentru că noi nu vedem toată realitatea. Nu poți ști când e cu adevărat vinovat și când nu e cu adevărat vinovat. Și care sunt împletirile acolo, în minte, Dumnezeu știe tot, noi nu știm nimic. E atributul lui Dumnezeu să stabilească cum e vinovat și cine e vinovat. Dar atributul lui Dumnezeu și al nostru este să iertăm. Hai să vedem un asemenea caracter în versetul următor. Dumnezeu zice, ce face un asemenea Dumnezeu? Plin de îndurare, plin de milostivire, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Acum zice că face ceva. Își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni și al doilea lucru. Ce face Dumnezeu? Iartă! Iartă! Haideți să citim. Pagina 98 din ediția aceasta a cărții Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Iertarea are înțeles mai cuprinzător decât își închipuie mulți. Atunci când Dumnezeu făgăduiește că nu obosește iertând, ca și când înțelesul acestei făgăduințe ar întrece tot ce putem noi pricepe, adaugă. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cât de sus sunt cele față de pământ, atât sus sunt căile mele față de ale voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia 55. Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic prin care ne scapă de o sândă. Nu este numai o iertare de păcat. Atenție! Ci smulgerea din păcat. Ce e iertarea lui Dumnezeu? Când zice te iert, îți îndepărtezi păcatul. Dumnezeu e credincios și de ca să ne ierte de orice fără de ce și ne curățească de orice păcat. Ce spune Dumnezeu că face? Smulge pe om din păcat. Și acum să vedeți cum. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare care transformă inima. Poți să-i zici unui om, bine, te iert. E bine. Ai ajuns la o răstignire a ta când ai zis că ierți. Nu e ușor să ies. Trebuie să fii ca Dumnezeu să poți ierta. Să-i zici un om cu toată inima te iert. E bine. Dar să ajungi ca Dumnezeu să reverși peste el dragostea ta iertătoare. Să se simtă omul ăla bine după ce l-ai iertat. Să-i transmiți treaba asta. Că nu aminte că eram la școală, la Cuza, în Ploiești și era la ora de socialism științific, nu știu cum, științe politice, alura, pe vremea vechiului regim, să învăța una din materie, așa ceva. Și făceam această alureală de materie cu un domnul profesor, destul de în vârstă, prieten bun cu patronul meu de la fotografie. Știam că ne cunoaște, că ne cunoaște toate rudele în Ploiești, că ne știe de 10 de ani că suntem creștini, că el e cu socialismul și cu ateismul și cu așa, dar ne respecta în inima lui. S-a uitat în ochii mei la un moment dat că vorbeam în oră. Ce m-am de povestit cu colegul de bancă. S-a uitat în ochii mei, m-am oprit, a continuat cu ce avea de făcut, iar m-a răcuit la limbă să mai povestesc cu colegul. Și a doua oară, nu mai s-a uitat în ochii mei, ci s-a oprit și mi-a reproșat direct.
Ioniță, mă deranjezi. Nu ți-e rușine? Cu tare. Am căzut în pământ de rușine de ce s-a întâmplat. Nu mi-am dat seama că atât de tare deranjează ce fac eu acolo. Nu. N-am nicio scuză. M-am ridicat, nu știu, m-am măroșit, m-am albit, nu știu cum am făcut. Mi-era groază, de fapt, de felul ăla, de fapt, în sine. Aveam păreri mai bune despre voi, nu știu ce, astăzi. Când am tăcut, cu toată puterea inimii mele, l-am rugat frumos să mă ierte. Domnul să vă frumos să mă iertați. Am greșit. Ce spopă să te iert! M-am îngrozit și mai tare decât înainte. Cu toată dragostea lui față de mine, implicit așa, cumva, că dacă știa pe toți neamurile noastre de Dumnezeu, cumva mă iubea și pe mine. În sensul un frate care învățase tot cu el și pe care iubiste și așa mai departe, un om de treabă. Dar pur și simplu așa a răspuns. Da. Ai simțit vreodată în felul ăsta? Ce spunea fără să-i dea seama Domnul? Cine era preotul? Că probabil Dumnezeu se referea la un preot ortodox, oarecare nu. După Biblie, cine e marele nostru preot? Numai cine poate să -i ierte? Ce sunt Hristos? Să te ierte. Câte învățături fără să-și dea seama. Exact, iată. Dar, dragul meu, să ajungi să ierți la rândul tău, în felul în care Dumnezeu ia. Priviți-l pe Iosif. A dat toată lumea afară, să iasă toți afară. Și a pufnit într-un plâns. Că se cutremura casa. Și l-au auzit egiptenii de afară. Erau palate cu ziduri groase. Nu erau așa cu rigiți din astea de 20 de centimetri, de 10 centimetri ziduri. Să audă. Nu se aude. Dar plângea atât de tare. Și zice, Iosif, Iosif, pe care l-ați vândut, măi, Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră. Auzi, o îngheță. Și se duce la ei și îmbrățișează, spune, eu sunt Iosif, mă. Nu mai vă necăjiți. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Hai să fim serioși. Cine l-a vândut să răpăie imagine? Dumnezeu l-a vândut. Mâna cui a numărat Ismaeliței în banii? Nu era lui Dumnezeu? Cum putea să zică Dumnezeu m-a trimis? Cu cine semănă oare Iosif în clipa aceea? Că s-a zice că era copilul lui Iacob, cum erau și ceilalți. Nu, nu mai semăna cu tata lui. Semăna cu preotul. Marele nostru preot, care a întins palme și a spus, sângele meu, Tată, pentru el. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. În trei versete, în patru versete spune de trei ori. Nu voi, ci Dumnezeu m-a trimis. Așa e iertarea lui Dumnezeu. Dacă l-am primit în inimile noastre, frații mei, vom găsi pe cuvință să împlinim și noi cuvântul Apostolului Pavel, Efeseni. Îi ruga Apostolul Pavel, după ce el însuși se întâlnise cu Domnul Hristos și îl primise în inima lui, îi ruga pe frații din biserica nouă întemeiată în Efes să facă și ei la fel. 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, în Hristos. Ce ne roagă Pavel să facem? Dacă suntem în biserica Domnului, ca cei din Efes. No, fiți buni! Dumnezeu și eu sunt plin de bunătate. Fiți și voi! Uite, vă dau! Vin la voi în inimă. Vă iert! Ia iertați și voi acum. Cum? Pavel insistă. Nu iertați ca voi. Iertați ca El. Ca Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu m-a iertat în Hristos Iisus. După ce încheie rugăciunea domnească, Iisus adaugă.
Dacă iertați oamenii greșelilor lor și Tatăl vostru Ceresc vă va ierta vouă greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Cel Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Nu-i greu de priceput. Vrei să știi dacă ești iertat? Mulțumește lui Dumnezeu că te-a lăsat singur pe lume. Că poți imediat să ai un termometru. Lasă pe cineva Dumnezeu să-ți greșească și pe urmă te poți măsura. L-am iertat? Cum sunt în inima? Pentru că de la vei să-și ceară iertare. Asta e treaba lui. Treaba ta care este? Cum ne-a iertat Dumnezeu? După Biblie, zice că ne-a iertat cu 2000 de ani înainte să ne naștem. Deci nu întâi venim să-i cerem iertare, deja ne-a iertat. Zice, în Hristos Iisus ne-a iertat Dumnezeu. La fel, deja la Efeseni, iertați și voi, unii pe alții, cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos. Iartă-L în Hristos dacă n-a venit să-ți ceară iertare. Nicio problemă. Zice, da, da, m-am mai adăugat. Doamne, bine, fain. De câte ori pe zi? Fain, se ziceau de 3 ori. Domnul Benu zicea o dată. Nu? A doua oră deja e. Nu? Fariseicii au de 3 ori te poți ierta cu un om pe zi. În cea ucenicii au zis, hai să fim mai buni. Că zice că neprihănirea noastră trebuie să întreacă neprihănirea fariseilor. Ce au zis? Doamne, de 7 ori e bine? Și Domnul Iisus răspunde. Nu știți despre Dumnezeu nimic. De 70 de ori câte știi, 490 de ori, foarte greu. Un om să aibă atâta imaginație să greșească de 500 de ori pe zi. Nu. Și asta ar însemna să începem să semănăm cu Dumnezeu. Iată cum continuă. Acela care are un spirit neiertător se desparte chiar de izvorul prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul, noi suntem îndreptățiți să nu iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire. Dar noi trebuie să avem un spirit de compătimire, de iertare, față de cei care ne-au rănit. Fie că își mărturisesc greșelile, fie că nu. Oricât de adânc ne-a fi rănit, nu trebuie să cultivăm nemulțumirile noastre și să ne autocompătimim pentru ceea ce ni s-a făcut. Din potrivă, după cum sperăm să fim iertați de greșelile noastre față de Dumnezeu, și noi trebuie să iertăm tuturor acelor care ne-au greșit. A zice că trebuie asta nu sună evanghelic. Păcat. Avem privilegiu, nu că trebuie. Trebuie așa când îl iei pe copil de ureche și treci că trebuie. Trebuie să te scoli la ora cu tare, trebuie dacă nu te dă afară, sau trebuie. Nu trebuie nimic, ești liber. Trebuie numai pentru robi. Dar pentru că am fost înrobiți de dragostea Lui, pentru că ne-a câștigat, ne-a legat cu funile dragostei Lui. Nu? Cum și acolo, la ose. Atunci suntem cumva sub acest trebuie. Haideți să găsim o plăcere, o bucurie din acela lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă inima Domnului Hristos. Și să avem astfel bucuria și onoarea să începem să semănăm cu El prin revărsarea dragostei Lui în inimile noastre. Cel nedrept a murit pentru, cel drept a murit pentru cei nedrepti, ca să poată descoperi iubirea Sa și să ne atragă la Sine. El zice, fiți buni unii cu alții, iertați-vă unul pe altul. Faceți ca Hristos viața cea divină să locuiască în voi și prin voi să descopere iubirea aceasta divină care va ajunge nădejde celui deznădăjduit și pacea celui în inima zdrobită de păcat. Când venim la Dumnezeu, condiția este să ne care ne întâmpină în prag, deci când venim la Dumnezeu, ne iese întâi condiția și ne primește în prag. Este aceea că, după ce am primit harul Său, trebuie să ne consacrăm, să îl descoperi și altora cu totul, în toată frumusețea Lui. Acest har, nu? Cum e Dumnezeu? Zice că a venit un de-asim în Londra. Un fost budist. Învățat cu dreptatea și fără iertare. Care a descoperit pe Domnul Iisus în inimii.
Sadhu Sundar Singh a venit în Londra să facă o evanghelizare. Cu toată dragostea lui Dumnezeu pe chipul lui, așa spun oamenii care l-au cunoscut, că îi strălucea față de iubirea Domnului. A fost? Nu. Păgând, care cunoscându-l pe Domnul Hristos a schimbat cu totul. Spune istoria Petru Popovici, dacă nu mă înșel, că în primul rând, lângă mămica lui stătea un copilaș. Și când l-a văzut pe Sadhu Sundar Singh, nu, îmbrăcat într-o haină galbenă, nu, și era portul lui indian, așa, un fel de rochie de bărbați, nu? Predicând despre iubirea Domnului Hristos și despre Dumnezeu și despre... Copilul a întrebat pe mama, așa e că ăsta e Domnul Iisus? Întrebarea rămâne. Cât o vor spune și despre noi? Iar grecii, când s-au dus să-L caute pe Domnul Iisus la templu, i s-au adresat cu cuvintele, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Amin.